dragi copii, vom învăța despre temperatura aerului și precipitații. Cum aș putea să vă predau această lecție decât afară, în aer liber, unde putem observa direct variația temperaturii de la un grad la altul și tipurile de precipitații? Astăzi, la ora de educație plastică, vom învăța despre culorile iernii. Cum aș putea să vă prezint acest peisaj de iarnă decât într-un spațiu deschis în natură sau chiar în curtea școlii? Dragilor, astăzi vom vorbi despre poezia Fulg de Nea de Maria Butnaru și cum aș putea eu să vă fac să înțelegeți mai bine imaginile vizuale ale eului liric, dacă nu într-un foișor în curtea școlii. O forme cu fulg de nea, el se îmbracă în spendoare fără aripi vânătoare. Hibernarea este o stare de inactivitate și de scăderea metabolismului la animale, dar tare mi-a plăcea să vă scot la o lecție în aer liber. Cromatica iernii se observă cel mai bine în aer liber. Azi, mai mult ca oricând, principala sarcină a educației este cea de a asigura supraviețuirea curiozității, originalității, creativității, a crederii în propria persoană și a spiritului de echipă. Avem nevoie de un foișor!